Bun găsit! Sunt Alina Răducan și începem o nouă ediție Business Class. Aflați astăzi care sunt condițiile pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a primi despăgubiri pentru pagubele cauzate de seceta din 2015 și cum pot copiii talentați să beneficieze de burse lunare pentru susținerea performanței. Începem, bineînțeles, cu cele mai importante știri economice. Aflați imediat care este procentul gradului de absorpție a fondurilor europene, ce procent din copiii din România se află în risc de sărăcie, care este cel mai performant sector agricol românesc și cine trebuie să facă o vizită la fisc pentru formularul 101. Gradul de absorpție a fondurilor europene este estimat la 65% în prezent, iar până la finalul anului probabil va ajunge la 70%, a declarat luni ministrul fondurilor europene Marius Nica în plenul Camerei Deputaților. Avem un procentaj de absorpție estimat la 65% în prezent. Pe programul operațional sectorial creșterea competitivității economice în acest moment avem 76% absorpție. Programul operațional asistență tehnică 75%, programul operațional sectorial mediu 57%, programul operațional regional 70%, programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 58%, programul operațional sectorial transport 65%, programul operațional dezvoltarea capacității administrative 90%. Acestea sunt cifrele de absorpție conform sumelor pe care le avem în acest moment la nivelul organismelor intermediare și autorităților de management și pe care, în perioada imediat următoare, le vom trimite la Comisia Europeană spre rambursare, a spus Nica. El a amintit că, în ceea ce privește perioada de programare 2014-2020, România are toate programele operaționale aprobate. România nu își permite să aibă ca principal avantaj costul scăzut al forței de muncă, în condițiile în care țara are una dintre cele mai sărace populații din Uniunea Europeană, fiind la același timp al doilea cel mai sărac stat din Uniunea Europeană, a declarat lunea trecută reprezentantul Comisiei Europene în România, Angela Filote, în cadrul Forumului Investitorilor Străini. Aceasta a subliniat că va trebui să existe o creștere a salariilor, însă bazată pe competitivitate. Totodată ar trebui să vedem investiții în sectoarele cu tehnologiile medii și ridicate, pentru că acolo există potențial, există un segment de forță de muncă cu o educație ridicată în România. Potrivit acesteia, la nivelul Uniunii Europene, cercetarea, dezvoltarea și inovarea pot fi motorul schimbării în competitivitatea căutată. Dificultatea pentru autoritățile din țară este să găsească un model în care salariile să crească progresiv și costurile forței de muncă, fără a-și pierde atractivitatea pentru investitorii străini, a mai spus reprezentantul Comisiei Europene. România are nevoie de autostrăzi și rețele de transport în condițiile în care la ora actuală aproximativ 40% dintre drumurile din țară sunt destul de proaste, a declarat luni în cadrul Forumului Investitorilor Străini Ismail Radvan, specialist al Băncii Mondiale. România este o destinație fantastică pentru investiții, un loc extraordinar în care să trăiești. Economia României poate crește foarte mult și a crescut cel mai mult în Europa în 2014. Guvernul are un bilanț fantastic de creștere economică și încercări de a reduce deficitul. România este o țară care crește foarte mult, iar previziunile sunt foarte roz. Guvernul face pași siguri pentru menținerea disciplinei fiscale. Banca Mondială este fericită să sprijine acest demers și să se asigure că România devine o destinație atrăgătoare pentru investiții. Pe partea de guvernanță corporatistă în sectorul transporturilor sunt foarte multe lucruri ce trebuie făcute. România are nevoie de autostrăzi și rețele de transport. S-a calculat că acestea vor costa 16 miliarde de euro, iar noi avem de primit numai 4 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru perioada următoare. Cred că trebuie să cheltuiți și acești bani, mai ales că sunt gratis. Reabilitarea drumurilor trebuie revizuită pentru că aproximativ 40% dintre drumurile din România sunt destul de proaste. Dacă în anul 1990 autostrăzile reprezentau două treimi din capacitatea de transport, acum acestea reprezintă doar o treime, a menționat Radvan. Oficialul Băncii Mondiale a adăugat că România trebuie să aducă îmbunătățiri climatului economic, în special mediului de afaceri, infrastructurii și bunei guvernanțe.
Sistemul judiciar din România trebuie să se axeze pe bunurile furate, averile trebuie confiscate în așa fel încât banii oamenilor să fie recuperați, a declarat luni în cadrul aceluiași forum al investitorilor străini tot specialistul Băncii Mondiale Ismail Radvan. Trebuie crescută eficiența guvernelor și combaterea corupției. În ultimele 18 luni am stabilit relații cu guvernul și cu primul ministru pentru a rezolva câteva probleme majore pentru crearea unei unități strategice care să lucreze cu noi și care să urmeze recomandările specifice de la Comisia Europeană. În lupta împotriva corupției, România a făcut progrese majore. Văd că nu trece o săptămână fără ca un personaj cunoscut să nu fie anchetat. Trebuie ca sistemul judiciar din România să se axeze asupra bunurilor furate. Acestea trebuie confiscate și recuperate și banii oamenilor trebuie evident recuperați. Politicienii și oamenii de afaceri corupți sunt arestați, dar ies după un an sau doi și se bucură în continuare de toate bunurile pe care le-au sustras din avutul public, a afirmat Radvan. Sectorul vitivinicol din România a atras peste 500 de milioane de euro în ultimii 10-12 ani, fiind unul dintre cele mai performante sectoare din agricultură, a declarat pentru Ager Press Cornel Dicu, director în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Viticultura românească a atras peste 500 de milioane de euro din 2000 și până în prezent, bani care au mers în reconversie și în restructurarea plantațiilor viticole și în retehnologizare. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-12 ani în sectorul vitivinicol reprezintă un reper pentru celelalte domenii din agricultură. Am beneficiat de fonduri de preaderare, SAPARD și SAPARD-ul românesc, am pregătit industria cu tehnologii moderne, am amortizat instituțional, am adaptat legislația, iar în 2007 am intrat pregătiți în Uniunea Europeană cu sectorul vitivinicol. Au urmat fondurile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cu programele de reconversie și restructurare a plantațiilor viticole care au fost primite de sector cu același interes, a mai spus Dicu. România a reușit să planteze 35.000 de hectare cu viță de vie prin programul de reconversie, cel mai mare ritm de reconversie din Uniunea Europeană, fiind poate singura țară care a reușit să absoarbă în totalitate cele 42 de milioane de euro alocate anual după integrarea în Uniunea Europeană. În prezent, România se află în topul 5 la nivel european din punct de vedere al suprafeței cultivate cu viță de vie, cu cele peste 200.000 de hectare și pe locul 6 în Uniunea Europeană din punct de vedere al producției. Valoarea totală nerambursabilă a cererilor de finanțare depuse prin submăsura 6.4 investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole se apropie de nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi proiecte în acest an, ca urmare a interesului crescut pentru investițiile în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural, a anunțat vinerea trecută Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Până la atingerea plafonului stabilit de 120% din alocarea disponibilă pentru submăsura 6.4, 21 de milioane de euro, mai sunt aproximativ 27.900 de euro. Odată atins plafonul stabilit de 120% din alocarea disponibilă, sesiunea de depunere a proiectelor se închide automat, fără a exista posibilitatea tehnică de a fi redeschisă pentru cazuri particulare, până la deschiderea unei noi sesiuni, se precizează în comunicat. Premierul Victor Ponta a anunțat vineri că succesul programului guvernamental Prima Casă este unul clar anul acesta, având în vedere că în primele luni ale lui 2015 s-a atins nivelul de creditare pentru întreg anul 2012. Vești bune din zona pieței imobiliare, succesul programului Prima Casă este foarte clar anul acesta. În primele 9 luni din 2015 s-a atins deja nivelul de creditare pentru întreg anul 2012, iar noile modificări ale programului ar putea accelera ușor creditarea în condiții în care cei care au contractat deja o locuință prin program o pot vinde pentru a cumpăra una mai spațioasă, a scris prim-ministrul pe Facebook.
Aproape o treime dintre familiile copiilor din mediul rural nu au venituri suficiente pentru traiul de zi cu zi, se arată în raportul de analiză privind contractarea serviciilor sociale în context național și european, realizat în cadrul unui proiect al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii și UNICEF România. 66,1% dintre familiile din mediul rural nu au venituri suficiente pentru traiul de zi cu zi. Unul din 8 copii din satele românești merge uneori sau întotdeauna la culcare flămând, în creștere cu 2% în 2013 față de 2012. Procentul celor care se duc întotdeauna la culcare flămând s-a dublat la 4% față de 2013, se arată în document, citind raportul Bunăstarea copiilor din mediul rural 2012 și 2014, realizat de World Vision. Datele Ministerului Fondurilor Europene arată că mai mult de jumătate dintre copiii români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, adică 52,2% în 2012, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, cu excepția Bulgariei. Riscul sărăciei și excluziunii sociale este mai mare în gospodăriile cu mai mulți copii, 72,5% în cazul gospodăriilor cu 2 adulți și 3 sau mai mulți copii, și în familiile monoparentale, de 60,7%. Grecia, Ungaria, România și Spania nu au pus încă pe deplin în aplicare regulamentul Uniunii Europene privind lemnul, care a fost adoptat pentru a preveni pătrunderea lemnului obținut ilegal pe piața comunitară, se arată într-un raport publicat joia trecută de Curtea de Conturi Europeană. Lemnul obținut în mod ilegal ar putea fi importat în continuare în Uniunea Europeană prin intermediul acestor 4 țări. Pe de altă parte, Europa a promovat un regim de licențe pentru a se asigura că țările producătoare de lemn din întreaga lume exportă doar lemn obținut în mod legal. Uniunea Europeană ar trebui să-și facă ordine mai întâi în propria curte și să dea un exemplu în ceea ce privește combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal, a declarat domnul Carol Pixton, membru al curții responsabil de acest raport. Aproximativ 40% din pierderile de natură energetică în România se realizează la clădiri, în special la blocuri construite înainte de 1990, care sunt consumatoare ineficiente de energie. Iar în prezent încă se mai construiesc blocuri după metoda tradițională, nefiind stimulat modul inteligent de alimentare și consum de energie, a declarat joia trecută vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Emil Calotă. Potrivit acestuia, indiferent de forma de anvelopare, de schimbarea sistemului de geamuri, de îmbunătățirea sistemului de alimentare cu energie termică, un apartament cu calorifere colmatate în proporție de 80% nu mai poate fi eficient în ceea ce privește consumul de energie. Fiscul a adăugat o nouă categorie de contribuabili pe lista celor care vor trebui să completeze și să depună anual până pe 25 martie, inclusiv declarația 101, prin care este declarat impozitul pe profit. Modificarea vine la câteva luni de la apariția în codul fiscal a unor prevederi legate de persoanele nerezidente în România și felul în care acestea pot cere regularizarea impozitului deținut la sursă. Proiectul de ordin lansat recent în dezbatere publică de fisc introduce un nou model al formularului 101, declarație privind impozitul pe profit, după ce a apărut o nouă categorie de contribuabili care vor putea să completeze anual formularul. Vorbim aici despre persoanele fizice nerezidente în România, dar rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Ordonanța de urgență numărul 6/2015 pentru modificarea codului fiscal a aliniat de la 1 iunie 2015 tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi și din activități independente ale unor persoane nerezidente în România cu tratamentul fiscal corespunzător contribuabililor rezidenți în România. Astfel, persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, care obțin venituri din România din dobânzi, pot opta pentru regularizarea impozitului reținut la sursă.
peste 50.000 de români riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru că au pariat în perioada 10-30 septembrie pe site-uri neautorizate în România. Majoritatea pariorilor pasibili de amenzile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt clienții Bet365. Casa de pariuri căreia i-a fost retrasă recent licența de funcționare în țara noastră. Totuși, oficialii instituției nu se pot decide dacă toți pariorii vor fi amendați proporțional cu sumele jucate sau dacă vor exista și avertizmente, declarațiile acestora fiind diferite de la o zi la alta. Concret, 13 octombrie a fost ziua în care autoritățile române au retras licența de funcționare a casei de pariuri Bet365 și au inclus-o pe lista neagră, deși cu doar două săptămâni înainte casa de pariuri fusese inclusă pe lista operatorilor economici ce au obținut licența temporară pentru România. De asemenea, instituția informează toți pariorii că, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, toți cei care au rulat bani pe site-ul bet365.com în perioada 10-30 septembrie vor fi amendați, indiferent de miza jucată. De altfel, potrivit mai multor site-uri din mediul online, au apărut deja poze cu procesele verbale primite de clienții Bet365, cei care au postat mesaje și încărcat poze pe diverse site-uri de profil. Iar aproximativ 100 de persoane au fost deja chemate pentru a fi amendate. Românii care au fost sau vor fi sancționați pentru că au pariat pe site-uri neautorizate pot contesta amenzile. Ei pot ataca în instanță procesul verbal de contravenție dacă urmează câțiva pași prevăzuți de legislația în vigoare și dacă achită o taxă judiciară de timbru. Copiii din mediul rural care nu-și permit continuarea studiilor gimnaziale sau liceale ar putea să beneficieze de sprijin de stat pentru a face acest lucru, prevede un proiect de act normativ adoptat recent de senatori. Inspectoratele școlare vor face o selecție anuală, iar elevii aleși vor fi înscriși în unitățile de învățământ cu internat, urmând ca autoritățile să acopere costurile aferente. Mai precis, copiii în vârstă de cel mult 18 ani din mediul rural care vor să-și continue studiile gimnaziale sau liceale, dar nu-și permit să o facă, vor putea să beneficieze de sprijinul autorităților în urma unei selecții anuale. Aceștia vor fi înscriși în liceele care au internat și li se vor asigura cazarea, masa și rechizitele. În expunerea de motive a propunerii legislative este precizat că majoritatea cazurilor de abandon școlar se găsesc în mediul rural, acolo unde mulți copii trăiesc în sărăcie, iar părinților nu își permit să-i țină la școală. Regulile referitoare la acordarea venitului minim garantat, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului pentru încălzirea locuinței ar putea fi schimbate de la 1 iulie 2017, conform unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Autoritățile vor mai exact să reunească aceste trei ajutoare într-unul singur, venitul minim de inserție. Venitul minim de inserție va reprezenta un beneficiu de asistență socială ce va putea fi acordat familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate pentru a preveni și a combate sărăcia și riscul de excluziune socială. Familiile și persoanele singure vor putea să beneficieze de venitul minim de inserție în măsura în care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și obțin venituri nete lunare ajustate de cel mult 1400 ISR. În prezent, valoarea indicatorului social de referință, ISR-ul, este de 500 de lei, astfel că vorbim despre o limită de 700 de lei. Până la 1 ianuarie 2016, toate firmele din România vor trebui să aibă o analiză a riscurilor de securitate. În lipsa acestei analize, care este realizată numai de către auditori acreditați, ele pot primi amenzi de până la 10.000 de lei. Printre agenții economici care trebuie să efectueze o analiză de risc de securitate se numără băncile, instituțiile financiare nebancare, casele de schimb valutar, casele de amanet, unitățile poștale, stațiile de comercializare carburant, spațiile comerciale cu o suprafață mai mare de 500 de metri pătrați, sălile destinate jocurilor de noroc, caseriile furnizorilor de utilități, automatele de tranzacții cu numerar din afara sediilor bancare, centrele de procesare a numerarului sau magazinele de arme și muniții. La
legea care condiționează plata beneficiilor de asistență socială la achitarea taxelor la bugetul local și a dovedit eficiența la 3 ani de la intrarea în vigoare. Sumele economisite anul acesta de stat prin încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, a venitului minim garantat, a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție profesională sunt de aproape 6 ori mai mici decât în 2014, pentru că numărul beneficiarilor de asistență socială care nu și-au plătit taxele locale este de 8 ori mai mic față de anul trecut. Fermierii vor primi despăgubiri pentru pagubele cauzate de seceta din 2015, care vor fi constituite din plăți compensatorii pentru pierderile devenite survenite la următoarele culturi agricole: porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartofi, sfeclă de zahăr, legume de câmp, plante de nutreți, pășuni și fânețe. Cum vor fi despăgubiți concret fermierii, aflăm chiar acum. Beneficiarii care se pot califica pentru acest ajutor sunt producătorii, persoanele fizice autorizate care dețin atestat de producător, producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, producătorii agricoli, persoane juridice, precum și alte forme asociative cu sau fără personalitate juridică. Pentru a fi eligibili ajutorului oferit de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: să dețină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor încheiat între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015 și să fie înregistrați în evidențele APIA. Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă mai mult de 20% din pierderea devenită de 100% aferentă culturilor. Fermierii ale căror culturi au fost afectate de secetă vor trebui să depună la APIA o cerere de acordare a ajutorului până pe data de 30 noiembrie, împreună cu următoarele acte: copie a cărții de identitate a solicitantului, persoană fizică sau după caz împuternicire ori procură notarială, copie a atestatului de producător, după caz copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și o copie a cărții de identitate a împuternicitului sau reprezentantului legal, copia procesului verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dovada coordonatelor bancare, trezorerie după caz. După depunerea actelor la APIA, urmează centralizarea acestora în vederea stabilirii sumelor ce vor fi acordate ca ajutor financiar. Așadar, fermierii nu ar trebui să rateze această oportunitate. Jurnal de Fapte Bune este un proiect al Asociației pentru Familie prin care se dorește susținerea talentului și a performanței copiilor talentați afectați de neajunsurile financiare. Cum vor fi ajutați concret copiii, aflăm imediat în rubrica noastră Business Special. Jurnal de Fapte Bune oferă un sprijin real timp de un an copiilor talentați cu posibilități financiare reduse. Bursele lunare de 1000 de lei au fost gândite astfel încât să acopere costurile necesare pregătirii și susținerii unor activități variate. Cine poate participa? Ei bine, copiii și adolescenții care nu au împlinit 18 ani și care au performanțe dovedite în domenii precum sportul, arta, muzica ori competițiile școlare. Proiectul își propune să susțină copiii talentați proveniți din familii al căror venit lunar net pe membru de familie nu depășește 700 de lei. Această condiție este obligatorie pentru înscriere. Înscrierile se încheie la data de 15 decembrie 2015. Copiii selecționați, desemnați câștigători, vor primi o bursă lunară în valoare de 1000 de lei pe lună pentru o perioadă de 12 luni. Această sumă trebuie cheltuită pentru dezvoltarea potențialului copilului, relevante prin povestirile și documentația încărcate pe platformă și poate acoperi participarea la competiții, taxe de club sportiv, antrenamente sau ore de studiu, cantonamente, achiziția de echipamente, instrumente, în funcție de domeniul fiecăruia. Această sumă va fi acordată de Asociația pentru Familie doar reprezentantului legal în baza unui contract de sponsorizare cu clauze clare de cheltuielea sumelor și de contarea lor. În cazul nerespectării condițiilor contractuale, sprijinul poate fi retras unilateral. Valoarea totală a burselor ce pot fi acordate copiilor desemnați câștigători în perioada 5 octombrie-31 decembrie este de 192.000 de lei. Mai mult, vor fi
acordate burse suplimentare astfel. 3 burse pe lună în valoare de 2250 de lei fiecare pentru profesorii și antrenorii care au dovedit implicare deosebită în pregătirea copiilor și susținerea lor în înscrierea în cadrul proiectului și 2 burse în valoare de 15.500 de lei fiecare pentru echipele de copii cu performanțe deosebite în area lor de pregătire la nivel de echipă. Valoarea totală a burselor suplimentare ce pot fi acordate în perioada 5 octombrie-31 decembrie 2015 este de 51.250 de lei. Doamnelor și domnilor, am ajuns și la finalul acestei ediții Business Class. Până data viitoare, când promitem că ne revedem la aceeași oră, nu uitați motoul nostru, învățați să investiți și să cheltuiți inteligent.